Cu toții știm că morcovii mențin sănătatea ochilor, însă ei aduc mult mai multe beneficii organismului nostru. Vreți să aflați care sunt acestea? 1. Împiedică apariția bolilor de ochi. Morcovii conțin beta-caroten, o substanță pe care organismul nostru o transformă în vitamina A, un nutrient important pentru sănătatea ochilor. Aceștia conțin și luteină, un puternic antioxidant cu rol de protecție a retinei, ce poate împiedica apariția bolilor oftalmologice. Dacă majoritatea legumelor sunt mai sănătoase crude, în cazul morcovilor, o cantitate mai mare de beta-caroten se extrage din cei fierți sau preparați la aburi decât din cei cruzi, care sunt mai greu de digerat. Astfel, chiar și fiert, morcovul conține o cantitate importantă de vitamine, potasiu, magneziu și acid folic. 2. Îmbunătățesc digestia. Pentru că sunt bogați în fibre solubile și insolubile, morcovii ajută la combaterea constipației sau diareei, reglând tranzitul intestinal. 3. Combat anemia. Când corpul suferă o scădere a nivelului de hemoglobină din celulele roșii, morcovii au proprietatea de a stimula producerea acestei proteine. 4. Întăresc sistemul imunitar. Fiind bogați în antioxidanți, morcovii ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi cauzați de poluare, țigări sau stres, ori împotriva inflamațiilor și deteriorării celulelor. Conținutul în vitaminele A și C din morcovi menține sistemul imunitar puternic și aduce beneficii sănătății plămânilor, ajutând în alergiile respiratorii. 5. Fac pielea mai frumoasă. Carotenoizii din morcovi au un rol protector asupra tuturor straturilor pielii, reducând sensibilitatea la razele ultraviolete. Consumul regulat de morcovi este un adevărat izvor al tinereții pielii datorită acțiunilor antioxidante ce întârzie îmbătrânirea celulelor cutanate. Măștile cosmetice cu morcov ne ajută să avem un ten hidratat, ferm și luminos. 6. Îmbunătățesc funcționarea creierului. Beta-carotenul poate îmbunătăți de asemenea funcția cognitivă și reduce riscul apariției problemelor de memorie asociate vârstei înaintate. Morcovii cruzi, spun specialiștii, ne oferă un nivel echilibrat de zahăr în sânge, suficient cât să asigure funcționarea optimă a creierului. Morcovii mai conțin și un compus vegetal numit luteolină, care, potrivit noilor studii, îmbunătățește memoria prin acțiunea inhibitorie asupra moleculelor ce induc așa numitul comportament de boală, precum somnolența sau pierderea poftei de mâncare, prin inflamație. Acestea joacă de asemenea un rol important în problemele de memorie legate de vârstă. 7. Contribuie la reducerea colesterolului. Pentru că sunt bogați în licopen, un tip de carotenoid găsit în alimentele roșii, morcovii pot ajuta la controlul colesterolului rău, scăzând riscul de boli cardiovasculare. Cu cât este mai închis la culoare morcovul, cu atât mai mult licopen conține. Contraindicații. Consumul excesiv de morcovi sau de suc de morcovi duce la colorarea pielii de la galben la portocaliu. Această decolorare este cauzată de beta-caroten și poate fi văzută în palme, pe mâini, față și tălpi. Persoanele care suferă de diabet, probleme intestinale, nivel scăzut de zahăr sau probleme hormonale ar trebui să consulte medicul înainte de a include morcovii în dieta lor. Aceștia interacționează cu astfel de afecțiuni și declanșează simptomele agravându-le. Vă mulțumim pentru atenție și vă mai așteptăm cu drag pe canalul nostru pentru noutăți și curiozități. Dacă v-a plăcut videoclipul, împărtășiți-l cu prietenii, iar pentru mai multe rețete și sfaturi, abonați-vă la canal. Pe curând!